De obște aveam situația, aveam niște tricouri pe care spuneam că le dăm dacă oamenii se implică. Acum v-ați implica fără tricouri și clar tricourile pleacă din discuție. Nu mai, nu o să mai facem tricouri. Nu știu, mai au sens, adică dacă voi oricum vorbiți, mă gândesc că nu e decât un efort de pe glumesc. O să avem tricouri pe, la edițiile viitoare. Ok. A doua prezentare este a lui Horia. I-ați auzit deja glasul. O să dau mai încet microfonul. De obicei îi dau microfonul închis, pentru că așa se întâmplă, na. El spune că am ceva în mod particular cu el. Este specialist în Search Engine Optimization și, de altfel, și specialist în Search Engine Marketing, aș spune, incluzând ca mai mult pe partea de Search Engine Optimization. Ok, să vă spun prezentarea. Așa. Mulțumesc, Ionuț. Cât așteptăm prezentarea, țin să vă zic că mi-a plăcut foarte mult interacțiunea cu prezentarea lui Marius. Cred că e una dintre cele mai bune interacțiuni pe care am văzut-o până acum și vă încurajez să, ca și la prezentarea mea, să fie cel puțin la fel de, să fie cel puțin la fel de activ. E sigur că mă descurc. Am încredere în tine, într-un fel. Și asta a fost prezentarea, vă mulțumesc. Hai. De două ori click. Nu cu Windows 7, nu? Nu. Urăsc Windows 7. Înțeles. Bun. Spune-ne un pic despre tine, Horia. Păi, după cum spunea și Ionuț, mă ocup cu SEO. Am făcut și ceva pe PC la viața mea, dar nu vreau să intru pe teritoriul altora. În general, eu sunt specializat și pasionat de online marketing, dar marea mea dragoste este într-adevăr în zona de SEO. Mai multe despre mine o să vedeți la sfârșit site-ul de mulțumire. Aveți acolo și site-ul, LinkedIn-ul, Facebook-ul. Nu-mi place de nicio culoare să mă autopromovez. Las de obicei slide-urile, acțiunile și glumele de cele mai multe ori foarte proaste să vorbească despre mine. Bun, Ionuț mi-a propus să vă vorbesc despre cum să alegem o agenție sau un specialist SEO. Și cum eu sunt conformist și îmi place de obicei să ascult de ce mi se spune, o să vă vorbesc despre cum să nu alegem o agenție SEO. Titlul prezentării este Feriți-vă de uleiul de șarpe SEO, o traducere mai puțin fericită din englezescul SEO, SEO Snake Oil. De ce ulei de șarpe? Nu știu câți dintre voi cunosc acest termen. Undeva la jumătatea secolului 19, în America, au apărut vari vraci, medici, doctori, cum vreți să le spunem, care vindeau acest elixir miraculos, care pretindeau ei că este extras din veninul șerpilor, crotalilor mai degrabă, poftim? Așa, șerpilor cu clopoței, și susțineau ei că acest elixir este practic un leac universal. Deci vindecă răceală, vindecă ciumă, pestă, dar ce nu vindecă? Și bineînțeles, vari teste care s-au făcut mai târziu, în momentul în care medicina în America a început să instituționalizeze, au demonstrat că, de fapt, aceste poțiuni nu conțineau altceva decât de obicei apă, niște săruri, mă rog, foarte puține elemente curative cu adevărat și în cele mai fericite cazuri nu făceau nimic, în cele mai puțin fericite făceau chiar rău. Și acest termen de snake oil a rămas, general vorbind, ca un cuvânt care desemnează orice tip de fraudă, de practică frauduloasă, de minciună, pe scurt spus. Adică de un serviciu care este vândut și care pretinde a face ceva ce de fapt nu face. Bun. Din nefericire și în SEO există acest tip de practici și au început să fie foarte populari vendorii de servicii care vând acest SEO snake oil. Totul a pornit în momentul în care SEO a început să capete acceptanță, a început să fie popularizat prin rândul clienților. Cred că în România, dacă nu mă înșel,
undeva prin 2006-2007 a căpătat accepțiune, să spun, mainstream SEO. Deci lumea a început să vorbească despre SEO ca despre un serviciu recunoscut, nu mai era doar un serviciu de nișă despre care știau 100 de oameni din țară. Apoi clienții au început să conștientizeze nevoia de SEO, au început să înțeleagă că site-ul lor are nevoie să fie prezent sus în rezultatele Google pentru anumite cuvinte cheie, ceea ce a dus la descoperirea potențialului financiar pentru anumiți oameni. Adică oamenii au început să înțeleagă, aha, din SEO se pot câștiga beneficii financiare și chiar beneficii destul de frumușele. Ceea ce a generat, bineînțeles, apariția escrocilor. Poate un termen cam dur, pentru că foarte mulți dintre aceștia sunt oameni de bună credință, dar care nu au cunoștințe foarte temeinice în domeniu. Deci termenul escroci, trebuie să-mi cer scuze, poate, poate părea peiorativ și chiar agresiv, dar în fond, dacă e să analizăm doar efectul și nu intenția, până la urmă asta sunt. Pentru că ei vând un serviciu pe care nu sunt capabili să-l livreze cu adevărat. Și ei, din nefericire, reprezintă o forță disruptivă a pieței, și anume faptul că dezechilibrează foarte mult calitatea serviciilor la nivel general, încrederea clientului față de serviciile pe care le oferă specialiștii SEO în general, și nu în ultimul rând prețurile. Să vedem acum cele mai importante, să spunem, promisiuni pe care le fac acești pseudo-specialiști SEO. Sunt de obicei claim-uri pe care niciun specialist reputat, niciun om care își respectă meseria, nu le va face. Primul este, cred, referatul meu: garantăm prima poziție în Google. Sunt foarte multe firme, foarte mulți specialiști care promit clientului în momentul în care este în momentul în care sunt comisionați, da, noi te vom aduce pe prima poziție în Google. Eu caut cuvântul cheie ciocolată. Da, pentru ciocolată ducem în prima poziție. Niciun fel de problemă. Eu caut termenul ciocolată Milka. Noi nu vindem Milka. Pentru ciocolată Milka te aduc pe prima poziție. Nici o problemă. Deci îți promit practic marea cu sarea, cum se spune pe românește. Acum, motive pentru care acest claim nu poate fi niciodată făcut de către un om care se respectă. De către un specialist SEO care se respectă, pardon. În primul rând, pe pagina Google Webmaster Tools, este un rând care spune practic că nimeni nu îți poate garanta poziția numărul 1 în Google. Și este unul din claimurile în care putem avea încredere, unul din claimurile Google în care chiar putem avea încredere, pentru că, într-adevăr, algoritmul se schimbă foarte des, algoritmul Google și altor motoare de căutare. Domeniile de obicei sunt foarte competitive, cele pentru care se face SEO, și prin urmare, la începutul colaborării, absolut niciun specialist SEO nu îți va putea promite că te va aduce pe prima poziție în Google. Promisiune, sigur, va putea încerca, dar nu îți va putea promite niciodată. De asta, asta vă garantez eu. O practică foarte frecventă a acestor escroci, voi folosi acest termen dacă n-am, cu el am început, și sunt sigur că voi fi citat out of context, chestia asta, ar fi să te aducă la sfârșitul colaborării pe primele, sau să susțină că te-a adus pe primele poziții pentru cuvintele tale de brand. Cum este cazul de față, Rompetrol, da? Deci am luat Rompetrol, Rompetrol.ro, Rompetrol România, Rompetrol site, șef Rompetrol, despre Rompetrol și mai departe. Deci să-ți găsească o listă de 100 de cuvinte cheie pentru care tu ar trebui chiar să te chinui să nu apare în Google pe prima poziție, deci ar trebui chiar să faci eforturi de black hat ca să nu apare pe prima poziție sau să-ți facă altcineva, și vor pretinde că v-am promis 100 de cuvinte cheie, v-am dus pe prima poziție. Deci am, dacă nu ești atent și nu întrebi la început care cuvinte cheie. Bun. O altă practică sunt aceste VTF keywords. Îți găsesc de obicei în industria noastră ți se va spune că trebuie să targetezi cuvinte termen long tail, adică termeni destul de specifici, mai puțin general, adică nu ciocolată, ci ciocolată, poftim? Ciocolată neagră cu fistic, exact, pentru că acestea generează mai puține căutări, dar sunt și mult mai puțin competitive și îți va fi mai ușor să rancuiești pentru ele. Este corect, deci nimic de zis împotriva acestei aserțiuni. Dar există și keyword-uri ridicol de long tail,
cum ar fi exemplul pe care l-am pus eu total abracadabristic, canapele electromagnetice înverzite în Bacău. Abracadabristice, cred că am zis. Nu mă pune să repet. Ține cât e un long tail, chiar dacă e un one keyword long tail, știi, e one keyword long tail, dar trebuie specificității lui. Nu vi-l notați, pentru că o să folosesc. Abracadabristic. Este un long tail specific. Un long tail specific. Dar specific pentru ce, nu știu, dar știi să-ți spun. Așa. Exact, e un motherfuck keyword. Deci, pentru acestea, tot așa, se poate întâmpla, într-adevăr, ca pentru termen pentru care nu mai apare nimeni în Google să apăresc pe primul loc, datorită acestor oameni. Aș vrea să adaug o situație ce se întâmplă în zona de paid search, da, PPC, da, vis-a-vis de căutările unice. Există cei care au desfășurat campanii, agenții și chiar clienți, căutările unice sunt acele căutări, și anume 25% din căutări, pe care utilizatorii le fac, dar pe care noi nu putem să le intuim, pentru că sunt unice, adică în momentul în care ele se realizează, nu există un pattern, ele se întâmplă o dată și gata. În PPC există o provocare să captureze aceste căutări unice. Rațiune pentru care o campanie strict pe exact match, doar pe exact match, cu toate că e un safe strategy, da, acum vă dau knowledge direct de la, din experiență, da, deci ăsta e pure knowledge, da, e că ar trebui să încercăm să capturăm și aceste căutări unice, folosind cuvinte cheie pe phrase match. Da, asta. Și atunci, situația asta, știi că e diferită în SEO și în PPC, în sensul în care eu vreau să capturez alea, dar tu nu trebuie să te lupți pentru poziția aia, pentru cuvântul ăla, pentru că el nu o să apară niciodată recurent. D'accord. Aici e o specificitate PPC diferită de SEO, dar tot parte din search engine marketing ca și strategie. Altă frază care îmi place foarte mult, vă garantăm că vă ducem în primele 10 rezultate în mai puțin de 30 de zile. Sau un alt time frame total arbitrar. 24 de ore, 48 de ore și așa mai departe. Deci un time frame ridicol de mic. Orice specialist SEO reputat din industrie spune că optimizarea pentru motoarele de căutare este un proces de durată, anevoios și laborios. Nimeni nu îți va promite, nimeni care își respectă meseria și se respectă pe sine ca profesionist, nu îți va promite rezultate peste noapte. Acest claim este foarte drag clienților care se grăbesc. Dacă primii celălalt cu garanțiile apelează foarte mult la nevoia clienților de a avea o certitudine, că banii investiți le aduc ceva, oamenii care nu înțeleg foarte clar cum funcționează domeniul, doamne, îți dau banii, dar vreau să-mi dai ceva, o garanție. Cu ce îmi garantezi tu mie că mi-aduci performanță? Acesta, într-adevăr, e pentru cei care se grăbesc. Da, cum adică, eu fac o campanie cu tine și în 6 luni, poate, mă duci pe prima pagină. Nu, eu vreau într-o lună. Uite, ăsta la altul mescă pentru $100, într-o lună mă duce prima pagină. Se întâmplă. Oamenii promit astfel de lucruri. Și ce înseamnă asta de obicei? Pentru că la sfârșit, după acea lună, trebuie și ei cumva să justifice. Nu pot pur și simplu fugi cu bani. Sau mai sunt cei care fug cu bani, dar la sfârșit clientul îți va bate o bradă și te va întreba, păi stai un pic, mi-ai zis că mă aduci. Bun, de obicei îți spun cumva că încearcă să te convingă că AdWords este egal SEO. A se înțelege, nu e opinia mea acolo, acel semn de egalitate, nu sunt echivalente cele două, nici pe departe. Dar asta vor încerca oamenii respectivi, de asta vor încerca să te convingă. Sau că AdWords ajută la SEO. Păi nu, stai că uite, apare în prima pagină aici și asta cumva influențează algoritmul Google. Pentru că ai dat tu bani ca să apare aici în listările de PPC, îți ajută ranking-ul. Și normal, clientul neștiind meserie și nu e treaba lui să știe neapărat meserie, de multe ori nu se va prinde. Claim-ul ăsta, că AdWords ajută la SEO, e o discuție mai amplă în momentul în care deții suficient de multe informații să poți să ai această discuție. În sensul în care, în momentul în care te promovezi în rezultatele plătite, ești forțat de circumstanțe să-ți optimizezi organic pagina ca să ai un scor de calitate bun pentru rezultatele plătite. Da? Și mai mult, să faci lucruri în pagină, astfel încât o căutare pe care tu dai bani să fie relevantă pentru pagina respectivă,
E, lucrul ăsta, într-un final, aduce un beneficiu, dar nu simplu fapt că faci AdWords. Deci, exact. Cineva ar putea să argumenteze chestia asta acum pe care v-am zis-o eu vouă, da? Deci ar putea să argumenteze și ar putea să meargă până în pânzile albe, spunând, da, are o influență, dar influența e complet indirectă, nu există. Cele două servicii sunt la fel de diferite precum sunt, cum e serviciul de AdWords cu cel de AdSense. Complet diferit. Plus nu e un serviciu Google. SEO e o manipulare a informației și tehnicilor de îmbunătățire cu scopul de a aduce trafic relevant pe site. Complet diferit. Cu oarecare acord, cu oarecare aprobare de la Google. În proporție 60%. Tacită. Tacită, da, implicită. Bun. Altă dovadă a faptului că au ajuns în prima pagină este Google Maps. Și chiar am întâlnit aici în România această situație în care un specialist SEO a promis respectivul ranking top 10 mai puțin de 30 de zile și a listat în Google Maps o filială a clientului respectiv. Și dovada a fost, ești în primii 10, ești pe Google Maps. Ți-am promis, aici ești. Deci chiar am primit acest claim. Nu știu că pare improbabil, dar s-a întâmplat. Din nou, mai există și cei care editează screenshot-uri și care te fac să crezi că ai tu o problemă, nu ți-ai clear cache sau ceva. Nu, uite. La mine apare. Și se întâmplă. Chiar se întâmplă. Editarea, doamne, nu știu, uite, trimit screenshot-ul pe Messenger ca să vezi că la mine apare în primele 5. Nu știu. Și ca să vă pregătesc pentru o altă situație problematică în sensul ăsta, există diferite afișări dacă request-ul este făcut pe diferite, la diferite data center-e. Atenție, deci nu ok, dubito ergo cogito ergo sum, da? Deci, vă îndoiți, cuge de ce există, nu? Deci vă îndoiți, dar nu credeți acum că toate situațiile în care nu se vede la dumneavoastră sunt tipice pentru că cel care v-a arătat, ok, a făcut prin screen la situația lui. Există situații în care la voi se afișează diferit decât la client. Sunt de acord. Ca mențiune, într-adevăr, ca disclaimer, ca să nu mă atac și singur până la urmă, este că tot ce precizez astăzi trebuie luat în context clar cu aceste claimuri. Deci, claimurile în sine nu mă interesează cine le face, minte. Explicațiile sunt valide de cele mai multe ori, dar în contextul claimurilor nu au relevanță. Deci despre asta e vorba. Cele mai multe practici de acolo, când facem AdWords, când ne punem în Google Maps, sunt practici foarte valide. Adică nu trebuie acum să spunem, păi asta face AdWords, e o porcărie, că mi-a promis. Nu. Dacă promite SEO și face AdWords, într-adevăr e o problemă, pe banii clientului până la urmă. Bun. Și mai sunt și cei care pur și simplu mint. Adică care zic doar că te aducem 30 de zile, dar jumătate din bani îi dai upfront și după aia nu mai răspund la telefon. Nu mai răspund. Firma din Hong Kong nu și-a desfințat linia telefonică. Aia e. Se întâmplă. Bun. Alt subiect foarte drag mie. Specialiștii SEO care scriu în 10.000 de directoare și în 1.000 de motoare de căutare. Sunt foarte mulți specialiști SEO care le intri pe site și în momentul în care accesezi secțiunea de servicii, nu va dura mult. 2-3 rânduri maxim și vei da de această promisiune. Îți înscriem site-ul în X motoare de căutare, în X directoare. Din nou, de practic asta trebuie să vă feriți. De ce? Pentru că dacă ne gândim acum, dacă vă pun să-mi spuneți 1.000 de motoare de căutare, s-ar putea să aveți dificultăți să treceți de 10. Mai mult, dacă ne gândim că Google, Yahoo și Bing pe Europa, pe America de Nord, poate Europa excluzând Rusia, ajung undeva la 99,99% plus minus, ne dăm seama că într-adevăr acești bani pe care investiți în acel specialist care vă înscrie în motoarele de căutare, s-ar putea să fie bani irosiți. Pentru că acele motoare nu au niciun fel de importanță și mai mult decât atât nu sunt pur și simplu bani care ar putea fi investiți mult mai inteligent decât în acest fel. Iar directoarele, de obicei, aici este o discuție foarte complexă și foarte amplă, nu voi intra în ea, dar de cele mai multe ori, atunci când se promite cantitativ și nu calitativ, adică înscriem în 17.000 de directoare,
de obicei sunt directori absolut inutile, adică total generale, care nu au nicio treabă cu nișa în care activează site-ul dumneavoastră și probabil de PR 0, deci de Google Page Rank 0. Nu sunt neapărat împotriva înscrierii în directoare, dar atunci când este făcută calitativ și nu cantitativ. Un alt claim, foarte, foarte des întâlnit, metodele sunt secrete. Deci SEO este calificat de către acești specialiști ca un fel de voodoo. Este o magie neagră, o artă ascunsă, pe care nu o pot cunoaște oamenii de rând. Dacă eu, drept client muritor de rând, îndrăznesc să-l întreb, bine, dar îți dau 5.000 de euro pe lună. Faci SEO, mă duci în prima pagină 30 de zile, da? Cum faci? Firește, nu o să-i spun toate secretele branșei mele, nu o să-i explic acum toate black ăsta, toate strategiile mele. Nu, nu o să-i explic toate secretele din branșă. Dar dacă nu sunt în stare să-i fac măcar un outline al strategiei, al cum văd eu că va recui el, nu știu, bun, creăm niște link-uri, deci ceva, și spun doar, ai încredere în mine, I'm a limo driver, ca în Dumb and Dumber, este într-adevăr, ar trebui să-și pună o problemă acel client. Nu știu dacă se vede acest mic cartoon. Este un client care sună la un SEO și îl întreabă, dar și ce faci pentru mine? El explică, păi content valoros, obține niște link-uri responsabile, în fine, nu facem practic de spam, și clientul spune, serios? Păi cealaltă companie mi-a spus că e ceva total obscur și pe care nu-l poate înțelege un muritor de rând. Și evident vedem cealaltă companie cu practicile macabre ala Lovecraft, invocând spiritul Google pentru a obține ranking. Există foarte multe companii care pretind că, într-adevăr, practicile lor țin de un cult aproape, țin de un secret pe care nu îl pot divulga unui simplu client. Bun. De obicei, aceștia se pot încadra în două categorii, cei care spun astfel de lucruri. Ori sunt pur și simplu spammeri și atunci nu ar vrea să-ți spună care sunt practicile lor, pentru că, nu pentru că nu le înțelege, ci pentru că s-ar putea să nu le apropie, dacă ți le spun care sunt și spun ce implică. Iar cea de-a doua categorie sunt oameni care pur și simplu nu știu. S-au apucat să facă SEO, ei sunt de obicei ori programatori, ori vin din total alte domenii, PR sau ce știe altceva, au găsit o nișă profitabilă în SEO, s-au apucat să facă SEO și singurul motiv pentru care nu-ți pot explica ce fac este pentru că nu prea știu foarte clar nici ei ce fac pentru a te duce acolo. Au înțeles că e o chestie cu niște keyword-uri, cu niște înscrieri în directoare, dar sunt niște explicații care și lor li se par atât de superficiale, încât de oarecum rușine să ți-o recunoască. Și atunci îți zic că e foarte complicat să vă explic. Lăsați-ne pe noi, dați-ne banii, lăsați-ne pe noi că vă aducem cumva pe linia de plutire. Da, s-ar putea să vi se pară că nu... Cel puțin, nu știu cât s-au întâlnit cei din partea agențiilor, specialiști din domeniu cu astfel de claim-uri, dar sunt foarte mulți freelanceri și chiar oameni din agenții care spun astfel de lucruri. Cunoaște pe cineva de la Google, deci el ne-a zis nouă niște insider secrets, sau suntem partener Google, deci e clar că tot trebuie să ai încredere în mine, că eu nu-s partener Google, eu sunt, eu îți optimizez site-ul, că-s partener Google. Specifici chestia asta, că în cazul serviciilor SEO, nu există, aceste servicii nu au un parteneriat exact cu Google. Serviciile AdWords fiind un serviciu... Nu, te ajung și acolo, stai liniștit. Următorul slide, o să vezi. Așa. Un alt claim, noi cunoaștem algoritmul. Sau specialiștii noștri au lucrat zi și noapte și au dat de... Au descoperit algoritmul Google. Bun, de ce aceste lucruri nu sunt plauzibile? În primul rând, algoritmul este un program, să-i spunem, extrem de complex, construit din foarte mulți parametri. Se consideră că există undeva la 200 de parametri care se schimbă aproape la secundă. Deci, e, în afară de update-urile margin panda de care m-ați mai auzit vorbind, există update-uri foarte dese și este, chiar dacă să spunem că tu ai ști bucăți din algoritm, ceea ce este imposibil, o să vă spun imediat de ce, peste un minut ar trebui să nu mai fie relevant. Deci până apuci tu să dai publish acolo în WordPress-ul tău de pe site că îți cunoști algoritmul, deja nu-l mai cunoști. Al doilea este NDA-ul Google, adică Non-Disclosure Agreement, care este un contract pe care îl semnează oricine se angajează la Google
și foarte mulți, de fapt cred că toți care vizitează Google Plex-ul, dacă nu mă înșel, cum că nu ai voie să menționeze nicio conversație, nicio discuție și poate mai puțin într-o dezbatere publică sau într-o conferință, absolut orice până la urmă legat de Google. Poate în afară de faptul că ai căutat pe Google un să luăm cafea o diseară, deși nici asta nu sunt sigur că ai voie că angajat Google. Este un sistem foarte punitiv, care de obicei rezultă în jail time pentru cel care îl încalcă. Adică nu e un guideline după care te ghidezi sau nu. Nu, este un cod care mi se pare că nu expiră niciodată. Deci tu îl semnezi, cred, pe viață, dacă nu mă înșel. Chiar dacă tu pleci de la Google, nu ai voie niciodată să divulgi ceva din Google. Și chiar dacă ai avea voie, de obicei majoritatea inginerilor care lucrează la algoritmul Google nu cunosc per se algoritmul. Cunosc o bucățică, o chestie, un fragment. Deci chiar dacă ai cunoaște pe cineva de la Google, chiar dacă ai avea o relație specială cu cineva de la Google, chiar dacă el ar risca închisoarea pentru a-ți divulga ție secrete, s-ar putea ca acel secret să nu te ajute pe tine efectiv ca o companie SEO, să-mi vinzi mie un serviciu. Iar al treilea motiv, să spunem, pentru care invoc acești oameni acest parteneriat, este într-adevăr programul de AdWords Certified Partner de care vorbeai și Ionuț, care într-adevăr pentru AdWords, atenție, deci pentru PPC există. Pentru SEO nu există niciun fel de parteneriat echivalabil și chiar și pentru AdWords nu reprezintă decât o certificare a valorii respective agenții. Deci, într-adevăr, Google te atestă pe tine ca fiind un specialist în AdWords. Nici pe departe nu îți garantează ție o întâietate față de alte agenții în sensul unei intimități cu Google, ca să zic așa, unui parteneriat că, uite, Google ți-a pus ție mâna în cap. Nu, nici pe departe. Deci nu ești preot Google datorită acelui... Da. Spui o sutană de aia pe care scrie Google. Google, exact. O să încerc data viitoare dacă la următoarea ediție. Deci... Foarte tare. Și cu lumea SEO pe spate. Pentru asta vorbim după. Prețuri, fiuri, chestii. Așa. Vom genera mii de link, de obicei, un număr arbitrar, 5.000 de linkuri, 10.000, 20.000 de linkuri către site-ul dumneavoastră. De multe ori este urmat și de o mențiune de timeline, nu știu, în 5 zile, în 20 de ore și așa mai departe. Vă obținem 8.000 de linkuri. Aici posibilitățile sunt câteva. Ori este vorba de un link farm, deci de acele site-uri pline cu linkuri și cu nimic altceva, în care acești oameni înscriu toate site-urile pentru care lucrează și întâmplător și pe al tău, unde ai unica ocazie să fii într-o companie selectă, precum site-uri porno, site-uri de poker, droguri, arme și cine știe pentru ce alți clienți au mai lucrat ei, pentru că nu țin cont de relevanța și de nișa în care activezi tu. Pot fi directoare irelevante despre care am vorbit, de PR 0 sau pur și simplu directoare generale care nu au niciun fel de valoare. Pot fi comment spam, ați văzut, sunt sigur, pe foarte multe site-uri, pe foarte multe bloguri. I love your site, please visit mycialis.com/hongkong ceva, deci comentarii care pur și simplu sunt spam. Sau sunt link-uri obținute prin vari sisteme automatizate, prin vari bots. Sau sunt link rings, acel inel care îi unește pe toți. Să înțeleg că nu mai am timp, nu asta. Nu, am zis Frodo. Frodo, am crezut că se schimb site-ul, se credea chiar ceva în regulă. Așa. Da, link rings, care practic sunt cam același lucru cu link farms, sunt rețele de site-uri pe care acești oameni le creează specific pentru a face link building, dar care în fond din nou nu ajută cu absolut nimic site-ul tău, sau este foarte puțin probabil să-l ajute. Din nou, Kilipiru, o altă abordare care trebuie să fie pe plagul clienților. Am găsit un serviciu foarte ieftin, sau chiar un flat rate, adică cineva care spune dăm $200 pe lună și te aduc în primele rezultate. Nu te mai întreabă, nu-ți mai cere nici măcar conturile de analytics, este cel mai bun SEO pe care l-ai întâlnit vreodată, nu-și cere nimic. Când ești clientul acelui SEO, n-ai nicio bătaie de cap. Nu-și cere absolut nimic, nu-și cere să-ți schimbi site-ul ca toți ceilalți SEO enervanți, nu-și cere să-ți schimbi content-ul, nu-și cere parole de AdWords, de WordPress și alte prostii de genul ăsta. Te lasă în pace, tu lași în pace, îi dai banii. La sfârșit de lună, într-adevăr, e problema, atunci când îi ceri raportul și din nou nu răspunde la telefon sau îți dai seama că mail-ul îți dă mailer demon, fail delivery sau ceva. Dar până la acel moment te lasă în pace. Și cum spune și grafica, you get what you pay for. Deci nu există un workaround, nu există, am găsit un chilipir. E un tip care știe SEO,
lucrează pentru 1 euro pe oră, e genial, deci e mai bun decât Stunt Double, decât Todd Malico, dar uite, nu percepe niciun ban și mă spuneau că site-ul primele poziții. Nu există. Deci ca orice serviciu se plătește și what you pay is what you get. Alte înșelătorii pe care le-am întâlnit de-a lungul timpului, firme de programare sau de design care promit că vă facem un site full flash și includem și SEO în pachet. Nici nu mai plătiți extra. Și atunci când ei se gândesc... N-ai întâlnit-o? Asta cu full flash și SEO nu. Da. Full flash e și SEO în pachet. Și când tu ca un... Eu am întâlnit-o la un amic care avea un astfel de site și... ca un bun samaritan și un SEO însetat după sânge și bani, i-am zis, știi că poate discutăm, că uite, site-ul tău nu prea... Aici nu mă prind, zice el, să știi. Deci băieții care mi-au făcut site-ul mi-au garantat că este SEO inclus în pachet, deci SEO nu are drept. Site-ul nici măcar nu avea meta-ul, nu avea nimic, evident. Să faci un site în flash și să-l optimizezi este un proces mult mai complicat decât pentru un site obișnuit. Se poate. Nu sunt ca ajutor să uit care spun că nu se poate, deși urăsc site-urile full flash. Se poate, dar este mai nevoios. Dar să-mi spui că îmi faci site full flash și inclus și stă un pachet, este penibil. Da. Explică că se poate, înseamnă că practic ai două site-uri pe care le construiești, adică se poate... Ai un site clonat, mai bine zis, exact, și practic tu faci și alternativ, pe un mirror site în HTML, pe care îl... Tu ai site-ul în flash care e flash, după aia mai ai un site care e HTML, care e... Exact. Da, deci e complicat. Și da? Costisitor, adică... Și costisitor, deci nu poți să-mi spui că e inclus și flash, nu e problemă. E inclus și SEO. Bun, altul este Alexa Rank. Foarte mulți SEO-iști, mai ales cei din garda veche, care nu și-au mai actualizat informațiile de foarte mulți ani, adică au prins câteva noțiuni de SEO undeva până în 2007, probabil, și de atunci nu și-au mai actualizat cunoștințele, s-au bazat pe inerție. Se bazează pe Alexa Rank. Alexa Rank care, mă rog, nu intru în detalii, dar nu poate nici de cum să fie luată considerare ca un KPI relevant. Este într-adevăr folositor pentru o analiză comparativă. De foarte multe ori ne este foarte greu să obținem informații despre site-uri și atunci, ca un fel de barometru, ca un fel de gauging, să vedem unde, cam unde ne plasăm față de concurență, mă rog, dar foarte mulți iau în considerare. Bun, vom genera mii de link-uri reciproce din nou. Ideea de a genera link-uri reciproce nu este recomandată. Vom genera mii de vizite către site-ul dumneavoastră. Când întâlniți o asemenea promisiune, de obicei puteți fi siguri că sunt vizite automate, deci sunt generate de către un bot, deci sunt inutile din punct de vedere SEO. Și mai sunt unii care revendică ownership-ul pe copy și meta, adică tot ce scriu ei pentru tine și îți publică pe site, ei sunt proprietari. Deci tu nu ești proprietarul de drept al contentului de pe site-ul tău. Ceea ce ridică un mare semn de întrebare, pentru că în orice moment colaborați cu un SEO, inclusiv un SEO copywriter, tot ce scriu ei pentru dumneavoastră este al dumneavoastră. Deci în momentul în care s-a publicat pe site, nu este al lor. Dar sunt mulți care includ asta în contractul de colaborare, că ownership-ul este al lor. Ceea ce poate genera o groază de probleme la încheierea contractului, bineînțeles. Bun, un al doilea punct la care trebuia să mă refer, deși nu știu dacă mai am timp acum, este cum stabilim obiectivele. Veți găsi în prezentarea mea, pe foarte scurt, cum stabilim obiectivele atunci când lucrăm... Vom publica prezentarea pe lumea SEO pe dece.ro și puteți downloada toate informațiile vis-a-vis de chestiile astea specifice pe care le-ați spus. Contracost. Nu, glumesc, nu, dar trebuie să dați click pe linkului de afiliere către SEO Moz. Da, exact, și către Amazon. O să vedeți, Cialis, Viagra, chestii, nu nimic prea periculos. Oricum, pe foarte scurt, am fost inspirat în redactarea acestui document de un post al lui Avinaș Caușic, pe care probabil că mulți dintre voi îl cunosc. Este... Mulțumesc mult că mi-ai ridicat mingea la fileu. Avinaș Caușic, împreună cu două parale și cu alți invitați speciali, pe care două parale i-a invitat la cel mai mare eveniment de search engine marketing din România, eveniment legat cu internațional, cu speaker internațional, da? Este SEM Days, unde puteți să vă înscrieți până la 6 mai, o să existe acolo aveți și un discount de 30% sau ceva de genul ăsta vis-a-vis de oferta standard.
Evenimentul o să aducă speakeri internaționali din domeniul search engine marketingului, inclusiv pe celebrul Avinash Kaushik. Și, bineînțeles, puteți accesa și cursurile Market Motiv. Pentru, în cazul în care sunteți interesați, puteți să ne întrebați, ne scrieți sau să căutați pe Google. Bun. Inspirat deci de Avinash. Inspirat de deci de Avinash, nu mi-ai pierdut de asta, ești. Da, inspirat de Avinash Kaushik, care a avut un post pe blog foarte, foarte, foarte educativ despre cum să ne stabilim goal-uri, ce sunt goal-urile cu adevărat. Pentru că, de foarte multe ori, noi marketerii ne confruntăm cu o problemă. Obiectivele pe care ți le setează conducerea sau clientul sau conducerea, de obicei nu sunt obiective. Sunt pur și simplu niște filozofii. Le veți vedea pe prima coloană, pe Corporate Priorities. Și anume, acesta este chiar un caz real. Un client care și-a setat ca obiective să reach out to more customers, să focus pe creștere de business și să ne simplificăm serviciile. Acestea erau incluse în planul lui pe un an și nu erau cu adevărat obiective. Acestea sunt niște filozofii pe care dorește să le obțină. Business objectives, Avinash Kaushik o spune foarte frumos, obiectivele sunt de fapt raison d'être al oricărui site. Deci motivul pentru care tu ți-ai făcut, de ce vrei să ai acest site? Ce vrei să se întâmple cu site? Ce vrei să fac cu oamenii? De ce îți trebuie acest site? După cum se vede aici, putem sintetiza din cele 3 sau 5, de obicei 3 la 3 se rezumă, obiective cu ghilimele pe care ni le impune clientul sau conducerea, putem sintetiza niște obiective adevărate din care putem deduce niște goals. Adică niște strategii tangibile. Ce vrem să facem ca să obținem aceste obiective? Iar din aceste strategii, din aceste goals, putem deduce KPIs, care sunt efectiv modul nostru de a contabiliza succesul acestor strategii. Deci KPIs, cum măsurăm noi aceste goal-uri? Și cred că este un chart foarte, foarte, foarte simplist, care ne poate scuti de foarte multă durere de cap, despre cum să facem, cum putem să extragem într-adevăr niște obiective pe care chiar să le putem măsura din ceea ce ne dă clientul sau ne dă conducerea. Este un chart pe care de obicei nu prezint decât la masterclass-uri de online marketing, deci vă puteți considera privilegiați. Îl puteți putea găsi, după cum spunea și Ionuț, pe lumea SEO PPC, la prezentarea mea, și cred că este de foarte mare folos pentru oricine are să-și seteze obiective sau este în dificultate de a seta obiective în campanie de online marketing. Pe mine mă găsiți pe varii rețele sociale, este tot ce fac spre disperarea logodnicei mele. Dacă aveți nevoie vreodată de un sfat prietenesc, sunt dispus să-l dau pe Twitter, dacă unor pe Facebook, dacă aveți nevoie vreodată de consultanță, de colaborare, mă găsiți pe LinkedIn, dați un mail, intrați pe site, formularul meu. Sunt mereu deschis, de obicei răspund la mail-uri, răspund pe Twitter cât de des pot, și la întrebări serioase, și la întrebări mai puțin serioase, și la provocări, mai ales la provocări. Se va întâmpla foarte rar să nu vă răspund și atunci când se întâmplă, nu este din avins, nu este pentru că vă ignor, este orică nu am văzut pentru că am fost prea multe cereri sau pentru că n-am avut timp și am uitat, dar de obicei încerc să răspund. Cam asta a fost, vă mulțumesc! Am avut întrebări. Mulțumim mult, Horia, da, lăsăm întrebările să vină către tine pe Twitter, Facebook.